Mihai, mi se pare mie sau artroza este o problemă de sănătate din ce în ce mai des întâlnită? Are legătură cu creșterea speranței de viață sau sunt astea explicații pe care mi le dau eu și de fapt ar fi altele? În primul rând să spunem că artroza e o bolă degenerativă. Este într-adevăr apanajul vârstei a treia. Apare mult mai frecvent la pacienții în vârstă. Cu cât crește speranța de viață, cu atât paleta de artroze, că sunt coxartroze, gonartroze, crește. Dar ea poate să apară și la tineri, atunci când există traumatisme cu fracturi articulare, care se reduc, se tratează foarte greu și care într-un final ajung la stricarea articulației și la respectiv artroză. În sensul în care a fost ori un calus imperfect, ori n-a fost gestionat bine sau e ceva natural să se întâmple, dacă a fost fractură, să se întâmple și artroza? Dacă fractura e articulară, practic asta înseamnă că traiectul de fractură strică cartilajul. Și indiferent cât de perfect o reduci, tot rămâne o problemă la nivelul cartilajului. Nu se mai regenerează pe zona de fractură. Deci dacă ți-ai distrus, nu știu, sau ți-ai fracturat platou tibial, te aștepți la o artroză. Da. În proporție de 99% ne așteptăm la o artroză. Ok, nu e un procent mic. În cât timp s-ar instala în cazul acestora? Pentru că la persoanele în vârstă, probabil peste 60-65 de ani, e de așteptat. Dar e de așteptat să întâlnești artroza. Dar la o persoană tânără, 30 de ani, care a suferit o asemenea fractură, platou tibial, când ne așteptăm să sufere de artroză? Depinde foarte mult de, în primul rând, de tratamentul fracturii. Dacă este redusă perfect, atunci artroza se instalează lent în câțiva zeci de ani. Dar mai sunt câțiva factori care pot influența rapiditatea instalării, și anume obezitatea, sporturile practicate, munca de zi cu zi, cu cât este mai dificilă, cu ridicat de greutăți, cu stat mult în picioare, cu atât mai repede se va instala artroza. Asta cu obezitatea și cu sportul, cred că e rețeta de succes între ghilimele, pentru că din ce pacienți cunosc, poate o treime sunt din această categorie. Au fost sportivi, au făcut sport de performanță și la vârsta de 40-50 de ani au trecut de 110 kg și mai departe. Iar vârsta asta e 40 și ceva, n-ar trebui să te califice ca artrozic, decât dacă îmbifezi câteva repere de acest fel. Deci, acum când ne uităm la pandemia de obezitate la nivel planetar, am putea să ne așteptăm la o creștere a incidenței artrozei? Categoric. Și, în primul rând, obezitatea merge mână-mână cu sedentarismul. Și atunci articulația nu este întreținută, nu este susținută de musculatură, o mișcare adecvată, practic, asigură și aportul sangvin la nivelul articulației, deci, practic, aduce cartilajului ceea ce are nevoie. Sedentarismul cu obezitatea care se leagă mână în mână duc la o apariție mult mai rapidă a acestor artroze. Când spui de mușchii nu consolidează articulația, la ce te referi? Adică să fim mai... Să traducem un pic asta. Fiecare articulație are de jur împrejur diverse grupe musculare pe care dacă le antrenăm, le tonifiem, funcționează ca un suport pentru articulație. Funcționează practic ca o orteză. Ok. Adică o păstrează în loc. Adică îi limitează sau mai bine îi gestionează gradele de libertate sau... În primul rând îi scade un pic presiunea pe articulație. Practic, în timpul efortului, o mare parte din greutatea repartizată pe articulație este susținută de această musculatură. Deci dacă n-ai musculatură și ești supraponderal, pui efectiv presiunea, la propriu exact, os pe os. Exact, pui presiunea pe articulație, cartilaj pe cartilaj, lucru care duce la o stricare mult mai rapidă. Este exact ca la o mașină. Dacă ne amintim de perioada anilor 90 în care se cărau cu dacii cu fundul pe asfalt. Deci
cam așa arată articulația noastră în momentul în care lăsăm presiunea pe ele. Este exact mulțumesc aceeași pentru imagine. O să încercăm să o ilustrăm, că vom căuta în bază de date o dace târând, scoțând scântei din benă. Exact, exact. Cam așa înseamnă, asta înseamnă practic să pui o greutate maximă pe articulație. Vorbeam de grade de artroză cu un pacient și nu erau foarte clare. Ce ar trebui să știe pacienții despre gradele de artroză? Că sunt întrebați sau află sau li se citește o scrisoare medicală și nu le e clar. Există mai multe clasificări ale artrozei. Cea mai frecvent folosită cuprinde 4 stadii. Bineînțeles, stadiul 1 este stadiul de început, iar stadiul 4 este cel mai urât. Este stadiul în care nu prea mai avem cartilaj pe porțiuni mari ale osului și se cam recomandă în stadiul 4 proteza de genunchi, de shoulder, proteza articulară, fiindcă celelalte tratamente au o rată de succes foarte mică. Da, pentru că în momentul în care e denudat suprafața, e dificil să te gândești. Nu mai ai cum să reconstruiești cartilajul, nu te mai aștepți ca tratamentele regenerative să poată să te aducă un ajutor consistent, nici măcar infiltrația cu acid hialuronic, care au un rol lubrifiant, un rol mecanic, nici măcar ele nu mai ajută. Deci, practic, sunt, din nefericire, pacientii încearcă toate tratamentele, în ciuda recomandărilor noastre, ei încearcă toate tratamentele ca să evite proteza și lucrul ăsta în timp le face mult mai rău, fiindcă pun presiune pe celelalte articulații, se modifică centrul de greutate la nivelul coloanei și se intensifică durerile la nivelul coloanei, probleme de la nivelul coloanei și nu de multe ori am ajuns să operez întâi celălalt șold, de exemplu, față de cel cu care l-am văzut pe pacient cu probleme prima dată. E foarte, foarte importantă această mențiune făcută, pentru că a nu evalua judicios șansele de tratament, pentru că e o chestiune și de cultură, la urma urmei, a pacientului. Dacă înțelege, mă rog, în primul rând, ar trebui să acționeze din timp. N-a acționat din timp, dar e în ultimul moment. Ar trebui să înțeleagă că acest ultim moment nu se încheie aici. El are o continuitate altundeva, cum ar veni la nivelul coloanei vertebrale sau la nivelul altei articulații. Exact. Exact ca la calculator sau la o mașină. Când îți pică o piesă, dacă mergi în continuare așa, urmează să pice și celelalte piese. Deci, practic, la noi există o interconexiune între toate sistemele la nivelul corpului și atunci când ceva nu merge și o ții mult timp așa, încep să se strice și celelalte lucruri. Și vreau să-ți mai dau un exemplu de doi pacienți la poluri complet diferite, ambii cu artroză. Prima dată e vorba despre un pacient, un CEO american, care era venit în România într-o scurtă vizită, la 54 de ani, cu altă problemă, nu cu artroză, da. Dar la 54 de ani îmi povestea că la unul din genunchi era la a treia operație de protezare. Și l-am întrebat, dar ce s-a întâmplat? S-a infectat? Ați avut complicații? Nu, era modelul nou apărut. Nu. Era, îi plăcea să sară cu parașuta, îi plăcea să facă alpinism, deci practic omul trăia viața la maxim, ne ținând cont că protezele se uzau mult mai repede așa. Bine, aici și partea financiară era acoperită de asigurări și permitea, dar ca mod de a privi lucrurile, ce o proteză nu l-a împiedicat să facă ceea ce îi plăcea să facă. Și un exemplu de la noi, a unui pacient care a stat foarte mult timp cu o coxartroză, până când la un moment dat s-a împiedicat, nu mai putem să meargă foarte bine, a făcut un hematom, s-a infectat și a fost la un pas să ajungă la amputație de picior, de membru inferior, de la o coxartroză. Deci, o diferență de mentalitate între doi oameni. Dacă nu mă înșel, că avem aici în studio, în fundal, una dintre colegele noastre, să spun așa, este competentă în partea de echitație și aș face referire la faptul că campionul mondial de acum 3 ani, cred că, în vârstă de 65 de ani, îmi scapă acum numele, are ambele șolduri protezate și câștigă cupe mondiale. Exact. Cu o proteză, practic, poți să faci cam 90-95% dintr-o articulație sănătoasă, că e șold genunchi. Deci, practic, poți să-ți desfășori o activitate absolut normal.
poți să faci inclusiv sporturi de, așa cum spuneam mai devreme, gen alpinism sau să-i turc cu paraștina, numai că în condițiile astea proteza se uzează mult mai departe. Bine, ca să mai dau alt exemplu, nu avem alpiniști aici în studio, dar există un japonez care a urcat pe K1 cu ambele picioare protezate. Și avea și o vârstă respectabilă. Ideea este că proteza nu este o spaimă dacă nu, dacă ai ajuns acolo, măcar acolo gândește că e un moment în care poți să salvezi restul de elemente ale corpului. Dar recomandarea este să iei din pripă când ai întrebări, să le adresezi cui trebuie. Vreau să pregătisem o întrebare, dar oarecumva este răspunsă, care e viitorul pacientului artrozic netratat? Este întotdeauna protezarea sau poate să... Categoric să ajunge la protezare. Bine, poate să stea până la sfârșit fără să-și pună proteză, numai că la un moment dat calitatea vieții scade foarte mult. Și atunci e o decizie pe care trebuie să o luăm cu noi înșine, fie tolerăm acest lucru și trăim cu dureri și cu scăderea ritmului de deplasare, distanțe de deplasare, calității vieții și rămânem așa, fie alegem să ducem o viață în continuare normală și atunci alegem protezarea. Este o spaimă practic de operație în sine, fiindcă în timpul operației, în mod clar, nu doare. După operație, de cele mai multe ori pacienți spun că doare mai puțin ca înainte de operație, așa că până la urmă, operația de protezare nu reprezintă un capăt de țară. Când ei spun că doare după operație, doare mai puțin decât înainte, se referă la perioada imediat după protezare sau putem să așteptăm ca starea pacientului să fie gvazi similară cu cea a unei persoane sănătoase? Ne așteptăm să fie, așa cum spuneam mai devreme, cam 90-95% din activitatea unui om obișnuit, adică fără dureri în primul rând, că pentru asta... Întrebam. Fără dureri, durerile post-operatorii sunt oarecum normale și sunt susținute de medicație, deci nu este o tragedie, nu e un capăt de țară, după care pacientul scapă de dureri și practic își desfășoară o viață absolut normală. Ideal ar fi să, cum spuneam, să întrebe din timp, să aplicăm terapiile pe care le avem de aplicat și sunt o pleiadă de tipuri de lucruri care se pot face pentru pacientul artrozic și în sensul acesta ești una dintre persoanele care au lansat tehnologia Regenera în România în 2018, dacă mi-aduc eu bine aminte, alături de doctorul Dragoș Zanfirescu de la Clinica Z pe partea de chirurgie plastică și de Răzvan Tănăsescu pe partea de la Sanivet, pe partea de aplicații veterinare. Care este experiența ta cu Regenera și totodată cum se desfășoară un asemenea tratament? În primul rând mă bucur că medicina se dezvoltă și pe partea de prevenție, fiindcă Regenera face parte din tratamentele regenerative, așa cum este PRP-ul, de care sunt convins că au auzit majoritatea dintre noi. Față de PRP are o putere de regenerare mult mai mare și este... Fiind terapie celulară față de terapie acelulară. Exact. Și pacientul trebuie să știe că ca și ajutorul este mult mai mare. Este o terapie pe care eu am folosit-o destul de des în ultimul timp. Majoritatea pacienților, pot să spun că un procent de peste 90% sunt foarte mulțumiți de cum merge terapia. În primul rând, ceea ce resimte pacientul este durerea. El trebuie să, ca un pacient să perceapă că un tratament merge, este să scadă durerea. Corect, el nu vede cum arată suprafața articulară, pe aceea o evaluezi exact. Imagistic. Și în primul rând, un pacient evaluează un tratament în funcție de cât de mult a lăsat durerea. Tratamentul cu Regenera ajută în câteva săptămâni la scăderea durerilor și atunci pacienții în general sunt mulțumiți. Iar pe examinările RMN, care de obicei se fac la un an de zile post-tratament, se vede clar o îmbunătățire a cartilajului. Câștig de suprafață. Articulară, exact. Da. Dar tratamentele trebuie făcute exact așa cum firma mamă le-a recomandat în urma studiului, trebuie făcute până în stadiul 3 inclusiv. Tot ce se face după stadiul 3, există un risc ca, cel puțin pe partea de regenerare a cartilajului, să nu avem succes. Poate pe partea de durere să reușim să scădem un pic din durere, dar tratamentul nu își mai găsește practic eficiența. Da, nu e făcut pentru
acea indicație, gradul 4 de artroză. Exact, în gradul 4 e indicat protezarea. Trebuie să, dar oamenii, așa cum spuneam la începutul discuției, lasă, nu fac prevenție. Doare un pic astăzi, mai doare mâine, mai luăm o pastilă, mai ajungem că nu mai pot, deja e un stadiu avansat și din păcate nu putem să-i ajutăm cu aceste terapii foarte bune care au apărut. Da, este, iarăși repet, este vorba de cât de repede apuci să iei decizia că trebuie să vorbești cu cineva specializat sau să cauți ajutorul. Cum, în ce constă? Care sunt etapele? Vine un pacient care e diagnosticat cu artroză. Ce se întâmplă cu acesta? În primul rând, beneficiază de un consult medical care cuprinde o anamneză, să aflăm de cât timp îl doare, cât de repede apare durerea după ce se pune în mișcare, după care urmează o examinare clinică în care analizăm gradul de mișcare, tonusul muscular și, mă rog, și alte elemente pe care noi ca medici le urmărim, după care pacientul urmează să facă o investigație imagistică și aici avem două variante foarte des folosite pentru articulație și anume o radiografie sau un CT, ambele vizualizând partea osoasă a articulației sau un RMN prin care reușim să vizualizăm și partea osoasă și partea moale, țesuturile moi. În urma consultului și a investigației imagistice, practic stabilim diagnosticul și atunci recomand pacientului tratamentul adecvat stadiului în care se află. Dacă se află într-unul din stadiile incipiente, folosim tratamente antiinflamatorii, folosim recuperări medicale și folosim aceste tratamente, recomand aceste tratamente regenerative care practic, prin care putem să evităm, dacă nu să amânăm foarte mult riscul de o operație de proteză, riscul de degenerare masivă a articulației. El vine în cabinet și în cabinet ce se încât durează procedura în sine cu regenera? Asta este un avantaj, fiindcă, să zic așa, în piața medicală în momentul ăsta există trei variante de tratament cu celulă stem. Primele două, în schimb, necesită bloc operator, necesită internare de o noapte, anestezie, se recoltează țesut adipos sau țesut din os, deci practic... Din creasta iliacă. Din creasta iliacă, măduvă osoasă. Deci practic necesită anestezie serioasă, necesită internare. Intervenție chirurgicală la urmă, să driluiești în bazin cu... Exact, să faci o gaură în os și să recoltezi măduvă, e până la urmă o intervenție invazivă și e o mini-intervenție. Tratamentul regenerat a venit cu o accesibilitate mult mai bună. Se poate face în cabinet. Pacientul, intervenția durează în jur de 30 de minute. Sub o anestezie locală făcută cu un ac foarte mic, cel de subcutan. Pentru recoltarea, ne referim la recoltarea de cartilaj din ureche, fiindcă tratamentul regenerat pe asta se bazează, pe recoltarea de cartilaj din ureche. La nivelul urechii se face această anestezie care presupune, practic, pacientul singurele dureri pe care le simte sunt niște mici înțepături cu acel ac subțire. Da, pentru anestezie. Pentru anestezie. După care se recoltează cartilajul. După care nu-i mai pasă. După care, exact, nu mai pasă, fiindcă nu mai doare. Iar noi îl preparăm într-un device special care este în spatele nostru, folosind o sită care are în jur de 100 de găurele care practic face o extragere a celulei stem printr-un proces mecanic. Asta este un avantaj față de celelalte două tehnici, că tot vorbisem de ele mai devreme, care o fac chimic și atunci degradarea celulei stem este mult mai mare într-un final. Separarea enzimatică, da. Exact. Exact. Da, adică denudează suprafața celulară. Exact. Deci, practic, procentul de celule stem care rămâne în urma tratamentului general este mai mare decât în cazul celorlalte tratamente, dar pe pacient, în primul rând, interesează accesibilitatea. E mult mai ușor, vine, durează jumătate de oră, nu trebuie să se interneze. Deci se concentrează cum ar veni celulele stem, progenitorii sau ce tip sunt ele, în dispozitiv, se recoltează concentratul de aici și se injectează. Și se injectează ca orice injecție intraarticulară. E același tip de tehnica de injectare, este aceeași ca la injecția cu acid hialuronic sau... Diferența este că la tratamente regenerative nu folosim xilină, nu folosim anestezic, fiindcă pot inhiba celulele stem, dar durerea este nesemnificativ față de o infiltrație cu acid hialuronic care folosește anestezie.
am înțeles. Deci în jumătate de oră, să spunem, cu tot cu el, ieșirea din cabinet, 40 de minute probabil, se poate gestiona partea de artroză. Pacientul are limitări majore? Ce are, îi se interzice să facă ceva după acest tratament? Da, recomandarea este ca în primele două săptămâni presiunea pusă pe genunchi să fie mai mică, pe genunchi, pe șol, pe membrul respectiv, fie folosind o cârjă dacă este un pacient mai solid. Uh-huh. Dacă este un pacient cu o greutate normală, atunci doar o reducere se recomandă o reducere a activității. În rest, nu avem niciun fel de altă contraindicație. Deci, experiența ta cu tehnologia Regenera pentru rezolvarea artrozei spune că în peste 90% dintre cazuri pacientul este mulțumit, în sensul care se ating obiectivele, că durează între 30 și 40 de minute, asta ca să fiu mai generos, că știu cum e, pacientul mai are întrebări, nu? Da, da, bine, dacă totul se face într-o singură ședință, de obicei eu văd pacientul cu un prealabil la o consultație și după care vine direct pentru tratament și atunci durează jumătate de oră. Dacă le faci pe toate împreună, probabil că durează în jur de oră. Am înțeles. Pe lângă aceasta, recomandarea pe care o adresez este să nu aștepte pacientul, pentru că ar trebui să întrebe medicul sau să se adreseze medicul din momentul în care încep primele lucruri care să-l supere. Are acces la medicină regenerativă, iar în final să nu târească piciorul, ca să zic așa, la propriu și la figurat, pentru că finalul, dacă este să fie o artroză serioasă, este doar unul. Partea de protezare. Partea de protezare. Ideea este că noi atunci când suntem tineri avem senzația că suntem de fier și că nu ni se poate întâmpla. Trebuie să fim conștienți că la un moment dat o să ajungem să avem și noi probleme, oricare dintre noi. Cu cât ajungem să fie, ca acest lucru să apară cât mai târziu și cât mai puțin, cu atât mai bine. De aceea trebuie, orice fel de durere avem la nivelul corpului, durerea e un semnal de alarmă. Trebuie să identificăm cauza și să tratăm cauza. Și nu simptomele, adică să luăm o pastilă sau să facem o fizioterapie și ne-a trecut durerea asta, nu înseamnă că problema s-a rezolvat. Trebuie să identificăm cauza și să o tratăm. Mulțumesc mult! Cu mare drag!